Я вам вкусно. Ви знаєте, директор програми «Сфачова асоціація», у кого за цим вєст acestui guvern sau acestor oameni care deloc nu ne vorbi nere, asociația din care vor face parte primarii și preoții alături de domnul Dimitrie Muscă și domnul Cuzman. Așadar, domnule Cuzman, vă rog să ne spuneți despre această asociație. Oameni buni, doamnelor și domnilor, trebuie să recunosc că sunt onorat că sunt astăzi alături de dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru această participare. Ne preocupăm de această problematică a gazelor de șist de câteva vreme și dintr-un motiv foarte simplu, pentru că vrem să întreprindem acele acțiuni care să fie legale și care să vă apere dumneavoastră proprietatea și viitorul. Pentru că aici este vorba și de viitor și mă bucur că am văzut în sală persoane și mai în vârstă, și mai tinere și chiar și copii. Nu vrem să se întâmple în această zonă ceea ce ați văzut probabil la televizor, pe la Pungești, unde oamenii s-au bătut cu jandarmii, jandarmii au bătut pe oameni. Deci vrem să întreprindem toate acele acțiuni legale care să ne conducă la un rezultat favorabil în sensul de să nu se ajungă la gazele de șist. Și în acest context, chiar săptămâna trecută, am reușit să avem o legătură cu o casă de avocați din Arad, împreună cu care demarăm toate procedurile legale pentru constituirea unei așa zise organizații neguvernamentale, adică o asociație, fără scop profitabil și care să fie reprezentanta dumneavoastră. Sigur că nu veți putea fi toți înscriși în această asociație, dar principalele persoane, primari, consilieri, noi, dintre dumneavoastră, preoți, vrem să facă parte din această asociație, care nu înseamnă cheltuieli pentru dumneavoastră, noi o să ne ocupăm de toate problemele și sigur că ne-am gândit și cum să cheme această asociație și am spus, salvăm Câmpia de Vest, pentru că nu este vorba numai de acest perimetru despre care s-a vorbit, ați văzut pe hartă, este vorba de la satul Marea și până în sudul Banatului, sunt zone care sunt date spre explorare și explorarea înseamnă automat dreptul de exploatare, să ne înțelegem foarte clar. De foarte multe ori acești redezenați vin spune, nu facem altceva, numai explorare, nu vrem să ne băgăm. Există foarte clar stipulat în toate aceste documente care s-au semnat cu firmele care vin și sunt interesate în această zonă, după explorare, dacă se găsește, înseamnă exploatare. Eu nu vreau să repet ceea ce a spus domnul Muscă foarte bine asupra riscurilor care există prin aceste explorări, însă insistăm foarte mult la faptul că trebuie toată lumea să fie conștientă, să fim solidari, așa cum s-a spus, și să nu ne lăsăm păcăliți. Noi sperăm că într-un termen foarte scurt, în decursul lunii martie, să obținem absolut toate aprobările legale, să o înregistrăm la tribunal și să fie această reprezentare, nu pentru că e vorba de domnul Muscă ca și individ sau de domnul primar al Șimandului, aici e vorba de un interes foarte larg, un interes colectiv. Eu încă o dată vă mulțumesc și am vrut să vă informăm și vă informăm că aveți dreptul să vă apărați drepturile, aveți dreptul să vă apărați proprietățile. Și nimeni nu are voie să încalce acest drept. Constituția îl garantează și instituțiile statului sunt obligate să respecte acest lucru. Nu vă lăsați păcăliți, fiți solidari, fiți alături de noi și noi suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnilor primari, precucernici părinți, dragi și mândani, dragi curticeni, măceni, salvăm Câmpia Aradului! Părintele Cosma Gabriel, care este aici, îi mulțumim că a venit, trebuie să meargă la vecernie și îl invităm la cuvânt. Precucernici părinți, stimați domn primari, domn invitați, onorat prezidiu, dragi mândani și dragi musafiri din localitățile învecinate care sunteți prezenți astăzi aici la noi la Șimandu. Poate o să vă întrebați ce legătură este între noi, slujitori și biserică și toate aceste lucruri pe care le vedeți de multe ori și la televizor, mai ales în ultima vreme, și ați văzut că și în țară preoții s-au implicat în mod activ în lupta aceasta împotriva exploatărilor gazelor de șist. În primul și în primul rând, pentru că biserica
și noi, slujitorii ei, promovăm, și nu numai că promovăm, ci apărăm drepturile oamenilor, credincioșilor noștri, din care cel din tâi și cel mai fundamental este dreptul la viață. Iar noi acest lucru, nu ca o instigare, pentru că noi nu venim să instigăm pe cineva împotriva al cuiva, ci noi venim să propovăduim în mod pașnic această luptă pentru dreptul la viață a generației de acum și a generațiilor viitoare. Într-adevăr, Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor, ca și una a creației sale, dreptul de a stăpâni pământul, adică de a-l folosi în favoarea noastră, de a ne câștiga existența aici pe pământ, dar nu de a-l distruge și de a-l deteriora în așa fel încât generațiile care vor veni să nu mai aibă posibilitatea unei vieți decente aici pe pământ. De aceea, dacă, fără ca să știu prea multe, pentru că recunosc, nu pot să spun că sunt prea priceput în ceea ce înseamnă gaze de șist sau modalitățile de exploatare, dar cred că dacă acest lucru are un efect asupra vieții noastre și asupra vieții generațiilor viitoare, copiilor, nepoților dumneavoastră, suntem datori să spunem un nu hotărât împotriva acestei exploatări. Și de aceea spuneam, fără a instiga, ci doar venind în sprijinul celor care au această inițiativă, și noi vom apăra cu demnitate și cu orice preț dreptul fundamental la viață al tuturor. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul unui domn primar, în orașul căruia s-a desfășurat prima întâlnire, aș vrea să citim împreună această planșă pe care am făcut-o și la Curtic, și la Macea, și la Sânt Ana. E extrem de important și pentru faptul că primarul dumneavoastră, domnul Dema, a spus ceva legat de Revoluție. Dacă nu vedeți dumneavoastră până aici, vă citesc eu ultimul cuvânt, aș vrea să-l citim împreună. Vouă, celor care mulți sau puțini, cândva veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care am fost generația lui 89, un singur gând, România. Și asta mai spunem încă o dată, un singur gând. Cei care în 89 și-au dat viață pentru noi, în 9 aprilie se împlinesc 500 de ani de când Gheorghe Doja și ai lui români au murit în Harghita și Covasna de astăzi pentru a apăra acest pământ. În octombrie 1944, elevii școlii de subofițeri de la Radna au murit la Păuliș, secerați mișelește dintr-un avion care zbura la joasă înălțime. Între 1921 și 1926, România era pe primul loc din punct de vedere agricol în Europa. Astăzi avem un combinat la Curtici, avem ingineri în Ciman care se ocupă foarte bine de agricultură, se pare că vor să fie cei din București, vor să ne distrugă, vor să ne distrugă și pe noi. Valeriu Tabără, fostul ministru al agriculturii, un profesor universitar extrem de respectat, un specialist în agricultură, în agronomie, spunea la Sânt Ana, acest colț verde al României, câmpia de vest a Aradului, ține de siguranța alimentară a României. Cum spunea domnul director Muscă, doar carpații nu vor să fie explorați și exploatați. Vor să distrugă agricultura, vor să cumpărăm până și apa de la colțul străzii, apă care va fi extrem, extrem de scumpă. Alături de dumneavoastră, alături de curticeni și măceni, în 6 aprilie ne întâlnim în piața Avramiancu din Arad. Cu toții spunem nu gazelor de șist! Domnul primar Nicolae Amice de la Urbi. Bună ziua, dragi mădani, stimat prezident. S-a spus aici că nu-i nimic când va mai fi apă, că vom bea apă minerală, că mai sănătoasă. Nu este adevărat. Apă minerală nu este mai sănătoasă decât apa care o bei din locul în care te-ai născut, din zona în care te-ai născut. Tot mai mult se vorbește în ultimul timp, vis-a-vis de ceea ce s-a spus, că sunt cel mai multe persoane sufere de cancer, că acest flagel secolului, cancerul apare datorită alimentației și a apei pe care o bem
Dar ce înseamnă o alimentație? O alimentație din alte locuri decât locurile care te-ai născut. De aceea, trebuie să avem foarte mare grijă de acest pământ și de această apă. Spuneam la o altă întâlnire că tot un mare doctor, un specialist, spunea într-o dimineață că acei copii care se bolnăște aici în Pula au toate șansele să moară înaintea părinților. De ce au șanse să moară înaintea părinților? Pentru că mănâncă și beau substanțe poluante. Ați văzut, am zis, dragi și mădani, eu de obicei zic stimați auditori, eu sunt stimați și mădani. De ce am zis dragi și mădani? Pentru că, statistic, cei mai mulți, s-a întâmplat ceva? Cei mai, statistic vorbind, cele mai multe domnișoare din Șimban sunt căsătorite cu băieți din Curtici dintre vecinii noștri. De aceea vă spun ca și bunic de Fecioară, aveți grijă de generația care vine, pentru că trebuie să le păstrăm în continuare, trebuie să păstrăm generația care vine frumoasă și sănătoasă. Ceea ce poate n-ați înțeles și o să încerc să mai explic o dată completare la domnul director Muscă, ce înseamnă, care este pericolul fracturării hidraulice. Fracturarea hidraulică e ca și cum ar încerca să stoarceți un burete invers. Deci când stoarci un burete, îl strângi. Fracturarea hidraulică nu face altceva decât să bage apă la presiune mare ca să împingă buretele, să-l stoarcă invers, pentru că șisturile bituminoase sunt niște, e un fel de burete mimat cu gaze. Și atunci el e presat cu apă ca să scoate gazele din el. Pericolul apare de două ori. Deci e dublu pericol. În cauza gazelor care iese și se ridicează peste tot, ar fi un pericol. Și al doilea pericol, presiunea mare a apei care se bagă, lângă substanțele odinoase, presiunea mare a apei care se bagă în sol, la peste 1000 de atmosfere. În timp, această presiune poate să fie cauza eventuale cutremure. Așa că, atenție mare, noi nu îi opunem exploatării rezervelor țării, dar ne opunem în mod categoric poluării solului și a exploatării și a fracturării hidraulice. Eu vă mulțumesc, sper că v-ați mulțumesc. Vreau să dăm cuvântul domnului primar Ioan Mercea de la Macea și vreau să vă spunem că nimic nu s-a întâmplat acolo, doar vreo 5, 6, 10 oameni s-au plictisit. Probabil lor nu le pasă de această țară. Și dacă vă plictisesc aceste discursuri, ne putem opri, putem lăsa totul baltă, sau putem să continuăm, data viitoare să fim și mai mulți și dumneavoastră să aduceți și pe vecini și pe cei care astăzi au rămas acasă. Luptăm pentru România, nu ne plictisim. Domnul primar de la Macea. Doamnelor și domnilor, am deosebită onoare să le spun fetelor, femeilor, ocazia zilei de 1 martie și apropiatei zile de 8 martie, la mulți ani, sănătate și să vă creșteți copii fără case de șir. Și eu și comunitatea din care vin, din Macea, este împotriva gazelor de șist. Ați văzut din prezentarea colegilor primari, a celor care au făcut prezentări, cât de dăunătoare sunt aceste gaze de șist. Deci, eu nu cred că cineva poate să fie de acord cu aceste gaze de șist. Și cei care au fost de acord să pună această lege în aplicare, tot ei trebuie să renunțe la ea prin noi. Pentru că noi, cuvântul noi, suntem toți aici, și dacă ăia doi sau trei, cum zicea domnul, plictisit sau sunt potrivă, poate și ori vându pământul și zic că nu-i interesează, dar și ei beau apă. Deci, noi trebuie să fim uniți, lucru care, din păcate, nouă românilor ne lipsește. Noi trebuie să fim obligați să fim uniți. Deci trebuie să ne luptăm toți împreună, pentru că noi, ăștia mai puțini, care ne-ați trimis să vă reprezentăm la primărie sau în alte părți, nu putem singuri. De-aia am venit toți aici, nu ținem cont de unde venim și de unde suntem,
Suntem pentru a protesta împotriva gazelor de șist și pentru sănătate și pentru binele nostru să trăim fără ca să avem probleme. Astăzi fiecare dintre dumneavoastră aveam altceva de făcut. Trebuia să continuăm să ne uităm la un spectacol. Am văzut copiii noștri cât de frumoși, câtă voință au pus ca să învețe să danseze, atât de mici cât sunt. Deci noi trebuie, părinții, bunicii și toți care avem putere, să contribuim prin aceste semnături care trebuie să le adunăm cu ajutorul dumneavoastră și să mergem la cei care au dat o lege greșită și să renunțe la legea greșită, că s-au mai renunțat și la alte legi greșite la noi în țară. Deci asta vrem să facem noi, de aia să spune să protestăm pașnic, să nu ne certăm, să nu ne îmbrâncim, pentru că lucrurile astea le fac maimuțele în Togo și nu știu prin care țară. Domnilor, eu vă doresc sănătate și vă spun că comunitatea noastră este împotriva gazelor de șist. Dacă tot spunea domnul primar de la Marcea că avem nevoie de semnături, vreau să vă anunț, dragi mandani, că avem aproape 10.000 de semnători, mai avem nevoie de 90.000 de semnători și domnul director are aici Constituția României, care ne spune la secțiunea 3-a legiferarea că avem nevoie de 100.000 de semnături care să fie adunate dintr-un sfert din județele țării. Vom face meeting general în toată România, vom face la Macea, vom face la Șiman, vom face la Curtici, vom face la Arad, în piața Vrameancu, dar vor face și prietenii noștri din Băile Felix, vor face și cei din Timișoara, cei din Pungești, cei din București. Aș vrea să le mulțumesc, probabil nu ne aud la această oră, dar ne vor vedea. Are domnul Faur grijă de acest lucru. Prietenii noștri, românii noștri din Viena, care de 3 săptămâni, în fiecare duminică, atunci când noi protestăm la Macea, sau la Curte, sau la Șiman, sau la Sântana, ei protestează în fața Bisericii Ortodoxe Române din Viena și în fața ambasadei americane, în fața ambasadei române și așa mai departe. Românii din Viena sunt tot românii noștri, vor să se întoarcă într-o țară curată, și noi așteptăm aici pentru că luptăm alături de ei, luptăm împotriva unui sistem ticăloșit pe care noi sperăm să-l vindecăm. Dar fiecare dintre noi trebuie să folosească telefonul mobil, printre altele, și să-i anunțe pe vecini, pe cei mai depărtați. Vă rugăm, veniți, solicitați listele, puteți trimite pe e-mail în alte județe, chiar și în alte țări. 2 semnături, dacă aduce fiecare, extraordinar. Avem nevoie de 100.000 de semnături. Aș vrea să le mulțumesc înainte de a vorbi preotul, dacă a vorbit primarul din Macea, după aceea vorbește preotul din Macea, părintele Gheorghe Morar. Aș vrea să le mulțumesc voluntarilor. Aș vrea să încep cu Faur Daniel, cu Doina Faur, care de fiecare dată vin și imortalizează întâlnirile noastre, ca să tragem un semnal de alarmă. Vrem să spunem doar atât. Trăim, suntem vii și vrem să o facem și pe mai departe. Daniel ne ajută întotdeauna cu afișe, cu aceste planșe și așa mai departe. Dar vreau să le mulțumesc și domnilor Cosmin Harbei și Cristi, ceilalți doi, Cătălin Galben și Luci Cârlan, din formația Corso, poate ați auzit de cea mai populară formație rock din Arad, întotdeauna vin și asigură această parte tehnică gratuit, nu primesc niciun ban. În Sântana avem o trupă de voluntari coordonată de Paul Marușca. La Sântana aș vrea să mulțumesc primarului și viceprimarului, în fel și preoților, care ne-au ajutat. Ca mesajul nostru de a vă invita aici să ajungă la dumneavoastră, aș vrea să mulțumim și primarului de la Curtici și celorlalți invitați din Curtici, Alternativei Curticene, viceprimarului și așa mai departe, celor din Macea, preotului Titi Budeanu, părintele Gheorghe Morar, primarul Ioan Mercea, Dumitru Măgurean și așa mai departe, vă mulțumim tuturor. Trebuie să fim uniți, trebuie să luptăm pentru că luptăm pentru noi. Pericolul gazelor de șist este și la Șiman. Din păcate pentru dumneavoastră, sunteți în perimetrul EX6 Curtici și trebuie să luptăm împreună ca o mare familie, România. Gheorghe Morar, preotul ortodox din Macea. Dragi oameni de bine, ceea ce a început la Curtici cu puțin timp în urmă și s-a continuat apoi la Macea, la Sântana și astăzi la Șiman,
poate fi exprimat în câteva cuvinte, puține cuvinte, dar simple și pe înțelesul tuturor, acela că ne exprimăm cu toții solidaritatea și unitatea, ne exprimăm părerile și convingerile împotriva celor care doresc să ne facă nouă, copiilor noștri și nepoților noștri, rău. Și avem cu toții această datorie și responsabilitate și morală și religioasă de a ne opune, de a spune un nou hotărât gazelor de șist în vestul țării, un nu gazelor de șist în întreaga noastră țară. De aceea trebuie să fim solidari și uniți, să ne înțelegem, iar atunci când va fi cazul, să formăm un zid, un paravan împotriva acestora care doresc răul vestului țării și a țării noastre. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Domnul primar Vitran de la Zimandul Nou este aici. Dacă nu știți cine a fost Andrei Șaguna, citiți pe internet să vedeți ce fel de om a fost. Trebuie să urmăm exemplul eroilor noștri. Andrei Șaguna, Avram Iancu, Horia Cloșca și Crișan, Oprea Miclăuș, Sava Brancovici, și așa mai departe. Luptăm pentru România! Vă spun la bună ziua și vreau să vă spun că am ținut neapărat să fiu astăzi aici și asta cel puțin din două motive. Primul motiv este acela că și eu categoric sunt împotriva explorării și exploatării gazelor de șist și voi face tot ceea ce îmi stă în putință ca să-i conving pe cât mai mulți, dacă se poate pe toți locuitorii comunei Zimandul Nou, că acest lucru nu este bun pentru noi și pentru copiii noștri. Ne-am bucurat în deschiderea acestei întâlniri de prestația copiilor, care au fost minunați extraordinari. Deci avem obligația ca pentru ei și pentru cei care vor veni să ne luptăm ca să aibă o viață bună, să poată bea o apă bună și să nu fie nevoiți să mănânce mâncare otrăvită. Al doilea motiv a fost acela că am vrut să fiu alături de dumneavoastră și de prietenul meu, Florin Demă. Ce să vă spun? Noi avem un dar, adică nu au venit ei să ne ia. Le dăm noi. Le-am dat aurul, le-am dat petrolul, acum probabil mai rămâne să le dăm, nu știu, viața și pământul, această bogăție neprețuită pe care încă o mai avem și pe care avem obligația să o păstrăm. De aceea, cred că, deși sunt liberal, ca și primarul dumneavoastră, am fost ales pe partid, pe listele Partidului Național Liberal, am spus asta și la Sântana, partid care până mai ieri, știți că a făcut parte din guvernarea României, guvernare care în decembrie 2012 a semnat acest aviz de explorare și exploatare a gazelor de șist. Așadar, după cum putem observa, trădarea de țară în aur și gaze se măsoară. Oameni buni, așa cum spunea domnul inginer Muscă, pământul va deveni în timp scump, la fel ca și în toate celelalte state ale Uniunii Europene. Haideți să avem grijă de el, să-l păstrăm, să ne luptăm ca să avem o viață bună, o viață sănătoasă și să le transmitem guvernanților care au semnat acel aviz de explorare că România nu este numai a lor, România este a noastră tuturor, a copiilor și a nepoților noștri. Și avem obligația să o păstrăm curată, să o păstrăm sănătoasă pentru toți cei care vor veni. Vă mulțumesc și așa să ne ajute Dumnezeu. Cu toții trebuie să plecăm de aici cu un mesaj extrem, extrem de important. Mă gândesc că cei de aici nu vor să trădeze, nu vor să-și vândă pământul celor de la Panfora și de la Prospecțiuni, dar în cazul în care auziți că vreun cetățean de-al dumneavoastră, vecin de-al dumneavoastră, vrea să-și vândă pământul, cred că aveți numărul de telefon al domnului primar.
Vă rog să-l sunați. Noi păstrăm legătura cu dânsul, vorbim de mai multe ori pe zi cu dumnealui. Nu vă vindeți terenurile. Dacă vă vindeți terenurile, nu facem absolut nimic. Vor veni pe terenul lor, pentru că îl vindeți lor, va deveni proprietatea lor și acolo pot fora. Nu vă vindeți terenurile și luptați ca nici vecinii dumneavoastră care astăzi nu sunt aici să-l vândă. Nu ne vindem țara, nu gazelor, deși este în perimetrul EX6 cu urtici, nu gazelor, deși este așimant. În câteva minute vom merge într-un meeting până la primărie. Vreau să fim cu toții foarte, foarte civilizați. Dar înainte de asta aș vrea să revin și pe preotul Paraleonte, parohul parohiei ortodoxe din Șimand, să vă vorbească. Onorat prezidiu și dragi șimandani, mă gândeam că nu o să mai vorbesc chiar la această ocazie, dar ne îndeamnă și ne obligă conștiința noastră de români. Spunea un înainte vorbitor că înaintașii noștri, și aș vrea, fiindcă totuși mi le-a pus pe față, marele nostru cărturar, teolog, Andrei Șaguna, pe care noi astăzi, Biserica Ortodoxă, l-am trecut în rândul Sfinților. Și apoi toți ceilalți. Anul acesta sărbătorim pe Constantin Brâncoveanu. Nu vreau să vă fac aici lecții de istorie, știți dumneavoastră, mai multe ca și mine. Și pe toți ceilalți înaintași, care nu s-au gândit niciodată că noi românii, urmașilor lor, al lui Ștefan, cel mare și sfânt, să ne vindem glia, limba și credința. Păcat că am ajuns astăzi să ne vindem viața, să ne-o distrugem. Pentru că prin aceste gaze ne distrugem viața. Ne omorim noi pe noi înșine. Dumnezeu ne-a dat viață. El este izvorul vieții. Cine se împotrivește lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va pedepsi. Și noi nu am venit ca să pedepsim pe nimeni, nici să vorbim de rău pe nimeni, dar să ne apărăm viața. Așa cum s-a spus. Noi nu pornim cu ură. Viața este o iubire. Și trebuie să trăim în această iubire pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De aceea v-aș ruga, ca unul care poate sunt cu cei mai mulți ani aici, să nu vă uitați această glie, să nu vă uitați că aveți o datorie sfântă pentru copii și pentru nepoți. Ne rugăm lui Dumnezeu, cei care și-au întunecat mintea, să-L lumineze, să-I pună pe calea cea dreaptă, chiar dacă acum sunt întortocheați, dar să ajungă pe calea cea dreaptă, să judece drept pentru această țară, pentru această națiune. Vă rugăm, spuneți și să spunem cu toții nu, ceea ce s-a spus aici. Și așa să ne ajute Dumnezeu să ajungem pe calea cea bună, pe calea cea dreaptă, spre Cel care ne-a dat tot ceea ce avem aici pe pământ. Vă mulțumesc! Vă spuneam să vorbim de terenurile și în cazul în care vedeți mașini, Duster sau alte mașini inscripționate, Prospecțiuni, SA sau Panfora, vă rugăm să sunați pe domnul primar. Ați văzut un număr de telefon. Eu sunt Andrei Moț. Mi-am pus acolo numărul de telefon. Sunt voluntar, trup și suflet. Puteți să mă sunați oricând și voi veni. Domnule director, aș vrea să explicați puțin acest filmuleț. E din Piatra Neamț, din localitatea Războieni. Intră fără niciun fel de autorizație pe terenul dumneavoastră. Tristă soartă au avut acești oameni din zona respectivă. Probabil că foarte mulți dintre tineri, fiind o zonă mai săracă, au plecat în lume să-și câștige o pâine mai ușoară. Uitați-vă dumneavoastră și trista
întâmplare de acolo. Au fost 100-150 de oameni, câteva femei bătrâne și câteva fetișcane mai tinere și au venit 1000 și ceva de jandarmi și i-au târât prin apă și au împins și au lovit și nu l-au lăsat să discute doi cu doi. Sigur că acolo, zona fiind săracă și oamenii fiind plecați, au putut să-i domine. N-aș vrea să avem parte de asemenea zonă în tot această zonă a Aradului care v-am prezentat harta. N-aș vrea să fim de maniera aia niciodată, pentru că doar trebuie să fim uniți, putem să fim mai puternici decât oricine, uniți. Așa cum a spus, nu cu bâta, nu cu piatra, cu bunul simț, cu 7 ani de acasă, civilizat. Dar le spuneam odată jandarmilor, și sunt cei aici în sală, să fiți liniștiți. Domnilor, ce ați realizat dacă v-ați bătut părinții și copiii? Pentru că toți dintre cei care aveți o pâine, dar aveți părinți în civilie, aveți neveste în civilie, aveți copii în civilie. Ce demnitate ați câștigat prin acest lucru? Eu sper că la noi în Arad să nu fie cazul și acolo unde suntem mulți, se vor speria și cei mai mari, nu doar ei. Și cei mai mari și se vor speria și cei care conduc și care au frâinele în mână să spună, da, domnule, oamenii ăștia au dreptate. Pentru că, așa cum a spus Pământul, Pământul rodește în fiecare an. Mergem sute și sute de ani după de dăinui lumea, Pământul explodăm. Cum îl explodăm de mii de ani și asigurăm mâncarea. Gazele secate în 5 ani. Sunt ei și ei recunosc gazele secate în 5 ani. Dar nu mai rămâne decât deșert, nu mai rămâne decât nisip, nu mai rămâne nici apă, nu mai rămâne nimica. Noi lăsăm, avem dreptul să ne spunem, pentru că este al nostru. Pentru că cu pământul acesta vom produce mâncare sute și sute de ani. După ce a plecat o dată și am otrăvit, nu mai se poate întâmpla nimica. De aceea, am prezentat aici, mai era încă un filmuleț unde la Timișoara, cei alutentă, doi mari care umblau cu explorarea, au venit și la mine. Și în final, după o discuție de 3 sferturi de oră, a plecat, iertați-mă, cu coada între picioare și a spus, apoi dacă nu mă lăsați, eu nu o să intru aici, dar o să ai probleme cu cei de sus. Și cei de sus mi-a arătat televizorul. Nu o să avem, domnilor, probleme cu cei de sus, pentru că noi am ales pe cei de sus, pentru că noi putem să spunem nu celor de sus, pentru că tot ce este, pentru că noi suntem țara și statul român, nu cei care sunt puși de noi astăzi sau mâine sau nu știu când să reprezinte și să ia decizii peste voința poporului. Nimeni nu are voie să ia decizii peste voința poporului. Că se ceartă acolo ca țiganii, este altceva. Îi lăsăm să se certe, că le vine rândul la fiecare sau fiecare are scadența lui. Vă mulțumesc! Cu echipa de la Prospecțiuni, firma lui Ovidiu Tendel, un dintre mari mafioții ai României, care intră pe terenuri private fără niciun accept. Au fost și la primăria Curtici, directorii de la Banfor și de la Prospecțiuni, au fost și la Macea, au fost și la Sântana, au fost și la Ziman, au fost peste tot. Peste tot spun că nu vor gaze de șist. Oamenii aceștia, angajații Prospecțiuni S.A., când au fost surprinși pe terenuri și întrebați ce căutați, au spus clar, căutăm gaze de șist. Oamenii ăștia știau, caută gaze de șist. Lăsăm filmulețul să ruleze. Aș vrea să vă vorbească puțin și viceprimarul dumneavoastră, pruncul de popă. Tuturor celor care sunteți prezenți în sală și chiar dacă n-au fost în număr cât ne așteptam, sunt totuși destul de mulți, să spuneți și vecinilor, și prietenilor, și tuturor, și mândanilor. Și în data de 6 aprilie am înțeles că va fi meeting la Arad, vă invităm pe toți, pe toți, cât puteți să fiți alături de noi. Și nu că nu ne dorim, suntem împotriva exploatării gazelor de șist. Vă mulțumim tuturor care ați fost prezenți aici. Pentru a organiza foarte bine pentru meeting-ul de la Arad, ne gândim să facem afișe din nou pentru Șimat și împreună cu domnul primar Dema
să le distribuim în oraș și să facem un punct de... Trebuie să fim... E piața Avramiancu, știți cât e de mare. Dacă suntem 1000 de oameni, nu facem nimic. O să pară că vindem flori, ziare sau dăm de mâncare la porumbei. Trebuie să fim 10, 15, 20 de mii de oameni. Să ieșim cu toții. Domnul primar mi-a spus, am două microbuse de 30 de locuri, 60 de persoane, domnul primar, e foarte puțin. Aveți mașini. O să ne gândim la un punct de plecare, cei care nu au mașini să vină acolo și dacă domnul primar nu se ocupă de lucrul ăsta, îl punem să facă ture aici, în spatele casei de cultură, e terenul de fotbal. Domnul primar, alergați două săptămâni de când duceți oamenii la Arad. Înainte de a pleca, vreau să vă mulțumim tuturor care ați venit astăzi aici. Doamne ajută! Medical. Și aș vrea să vă spun un singur lucru. Pentru mine, gazele de șist înseamnă distrugerea omului. O să ajungem ca la dumneavoastră vorbiți pe nepoți. Noi nu o să mai ajungem să vedem nici nepoții, dar nici nepoții nu o să mai existe în aceste condiții. Încă ceva mai vreau să vă spun. Mă uit de multe ori la televizor și aud așa că peste tot în lume și în toate țările că pământul aparține statului și nu știu ce. Să aparțină în toată lumea, numai la noi în țară nu. Fiecare să aibă pământul lui și să nu aibă dreptul statul sau guvernul sau să nu numesc persoane care să vină și să spună că eu am dreptul să-mi iau pământul sau bogățiile de sub pământ. Și pentru asta se poate lupta, zic eu, exact așa cum luptăm pentru împotriva șisturilor. Ca să luptăm împotriva șisturilor, trebuie să cerem ca să se mențină, dacă există această legiferare, că nu am voie să ne ia nici guvernul, nici statul, nici nimeni nu are voie să ne ia pământul. Atât am spus. Mulțumesc! Încă o dată vreau